Un adolescent din București a acuzat că a încercat să-l omoare cu maceta pe un dealer de droguri căruia n-ar mai fi vrut să-i plătească marfa, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Traficantul a supraviețuit și se află în stare bună acum. Incidentul a avut loc săptămâna trecută în apropierea parcului Tei din sectorul 2, undeva în jurul orei 5. Agresorul a fost prins abia marți, după ce au fost efectuate mai multe percheziții. Potrivit anchetatorilor, adolescentul de 17 ani l-a atacat pe dealerul său de droguri cu maceta și a provocat mai multe răni, după care a fugit. Agresorul ar fi încercat să-l omoare pe tânăr după ce ar fi cumpărat de la el droguri pe stradă. Acesta nu voia să-i plătească substanțele interzise, motiv pentru care a vrut să-l ucidă. La data de 5-a-2-a-2024, în jurul orei 4:45, în timp ce se afla pe o alee pietonală din municipiul București, sector 2, după ce în prealabil se înarmase cu o macetă, inculpatul, în vârstă de 17 ani, s-a întâlnit cu persoana vătămată, în vârstă de 17 ani, și a lovit-o în mod repetat cu maceta în cap, deposedând-o în aceste împrejurări de o sumă de bani. Inițial, individul a fost reținut pentru 24 de ore și apoi a fost prezentat Tribunalului București, iar instanța a decis arestarea sa preventivă pentru 30 de zile. Tot săptămâna trecută, alți doi traficanți înarmați cu o macetă au intrat în locuință peste un al treilea traficant, l-au amenințat și au furat din casă mai multe bunuri.